Iubește-mă, America! Povestea fascinantă a unei fete din România, actriță, care proaspăt ajunsă în America, dorește să rămână acolo. Sunt eu, Stella! Vreau să emigrez aici, în America! În peripețiile de adaptare, o întâlnește mai întâi pe Nelly G, care îi mijlocește căsătoria cu un american. I love Kong. O piesă despre iubire, vis și speranță. Ai jucat extraordinar! Dintre toate, cel mai bine joci tu, Stella! În sfârșit există cineva care să recunoască valoarea, nu? Da! Adevărata mea valoare? Da! Aripi și vise. Un zbor neînfrânt al Stelei în America. La muncă, Stella! Zâmbet și super! Povestea Stelei poate fi povestea fiecăruia dintre noi. O impresionantă lecție de viață. O chemare de a vedea realitatea așa cum este. Da, să că nu scâini cu covrigi în coadă nici pe acolo. Vreau să emigrez aici! Da! Vreau să emigrez aici, în America! Hai cu mine! Hai cu mine! Fărița mare la băiețel! Dragoste la prima vedere între Stella și iubitul ei american, James, dar doar pentru un scurt timp. Ce dracu, măi, păcă, unde nu-mi fierbe oala, măi? Vrei să muncești? Du-te și muncești! Mama! Iubește-mă, America! O comedie dramatică de Claudia Motea și Al G. Croitor. Arăt eu oare ca un înger? Aici, în America, toți îmi spun: you are an angel! Angel Stella! Poate că sunt un fel de înger. Un înger păzitor. Claudia Motea, o actriță care într-un singur spectacol interpretează numai puțin de 8 personaje. Mama. Fata mea. Bunica. America aia ta. Laleaua neagră. America ta. Betty. Statuia libertății. Nu râde, Stella! Ești nam de fond. Paroana. Stella, you and James. Nelly G. Și, bineînțeles, personajul principal, Stella. După ce a jucat pe scenele a prestigioase festivaluri de teatru din Austria, Olanda, Franța, Germania, Anglia, Italia, Irlanda, Canada și America, actrița Claudia Motea se întoarce acasă încununată cu numeroase premii. Premiul pentru cea mai bună actriță. Premiul de dramaturgie pentru cel mai bun spectacol. Premiul pentru cea mai bună producție. Premiul de popularitate în Canada și trofeul Hyperion în România. O îngemânare între arta scenică și filmică. În interpretarea actriței româno-canadiene Claudia Motea sub bagheta regizorală a maestrului Al G. Croitor. O actriță cu un entuziasm contagios și cu un registru de excepție. O adevărată Giulietta Masina a zilelor noastre. O luminoasă actriță și dramaturg, care se simte acasă în lumea teatrului și duce mai departe arta dramatică românească oriunde în lume. Iată doar câteva aprecieri pertinente culese din cronicile scrise în America și România despre această actriță dramaturg care insuflă spectatorului dorința de a fi alături de ea în acest spectacol de excepție. Iubește-mă, America!